Ok, primul vlog. Am zis să începem cu o cască. Am decis să o reconexionez deoarece era puțin cam șifonată după multe căzători și alte antecedente. Oricum, pe parcurs am să vă arăt mai multe vloguri despre cum să cureți un carburator sau alte chestii. O să vedeți pe parcurs. Momentan începem cu o cască. O recondiționăm puțin, o șlefuim, o finisăm. Pe urmă o vopsim și sperăm să iasă ceva ok, ceva frumos. O să pleacă la toată lumea, vorba. Wherever she goes, I go, we roll, we go. Flying over cities down to Rio, it's real. Love that I feel, oh nothing lasts forever. But I'm down for the minute, so just chill. Wherever she goes, I go, we roll, we go. Flying over cities down to Rio, it's real. Love that I feel, oh nothing lasts forever. But I'm down for the minute, so just chill. Ok, am ajuns și în stadiul de pregătit pentru vopsit. Încet o pregătim de vopsit. O acoperim chestiile care nu vrem să le vopsim, cum ar fi partea asta, partea de aici și alte părți, cum ar fi protecția asta și bineînțeles intrarea în interior. Casca am șlefuit-o, am finisat părțile cu denivelări și defecte. Ok, o pregătim de vopsit și vedem ce va ieși. Wherever she goes, I go, we roll, we go. Flying over cities down to Rio, it's real. Love that I feel, oh nothing lasts forever. But I'm down for the minute, so just chill. Wherever she goes, I go, we roll, we go. Flying over cities down to Rio, it's real. Love that I feel, oh nothing lasts forever. But I'm down for the minute, so just chill.
love that I feel. Oh, nothing lasts forever, but I'm down for the minute, so just chill. Wherever she goes, I go, we roll, we go. Flying over cities down to Rio, it's real. Love that I feel. Oh, nothing lasts forever, but I'm down for the minute, so just chill. Окей, cam așa a ieșit casca. Aici în spate am făcut o operă de artă, să zicem așa. Am făcut de un fel de vopsea abrazivă sau nici nu știu cum să-i zic. A ieșit, să zicem, ok, față de cum era. Ok, vă salut. Cam așa a ieșit casca. După mult șlefuit și alte chestii de genul, eu zic că e și destul de ok, având în vedere că am vopsit-o cu un spray mat. Aici în față am atașat, am prins și un suport de GoPro, așteptăm vara. Aici în spate, nu știu dacă se vede, am vrut să fac o operă de artă. Gen așa mai abrazivă să fie partea din spate, vopsită. Ok, cam așa a ieșit casca. Eu zic că e și destul de ok. Perfectă, nu are cum să iasă, că nu prea are cum. Ăsta suportul de la GoPro l-am prins cu bandă dublă adezivă, adică ce era în kitul de prindere, și de siguranță am pus niște oxipol negru pentru o prindere mai bună și să nu mă trezesc că rămân cu camera pe sub motor. Ok, mie îmi place unul destul de mult cum a ieșit. Vă mulțumesc tare mult că ați urmărit acest vlog cu recondiționarea unei căști.